28. Trecu o zi și o noapte. Maiorul Giovanni Drogo zăcea în pat, din când în când ajungea până la el doar zgomotul ritmic al cisternei și nimic altceva, deși în tot restul fortăreței neliniștea și agitația creșteau clipă de clipă. Izolat de toate, Drogo stătea încordat să-și asculte pulsațiile propriului trup, să vadă dacă nu cumva forțele pierdute începeau să-i revină. Doctorul Rovina îi spusese că avea să fie o chestiune de puține zile. Dar de câte, în realitate? Oare când aveau să sosească dușmanii? Avea să poată cel puțin să se ridice în picioare, să se îmbrace, să se târască până pe terasa fortificației? Din când în când, se dădea jos din pat. De fiecare dată îi se părea că se simte ceva mai bine. Se ducea fără să se sprijine până în fața oglinzii, dar aici imaginea sinistră a feței sale, tot mai pământie și cu obrajii scofâlciți, ucidea noile speranțe. Năucit de amețeală, se întorcea clătinându-se la pat și îl blestema pe medic, care nu izbutea să-l vindece. Raza de soare de pe podea făcuse un ocol destul de mare. Trebuia să fie cel puțin ora 11. Zgomote neobișnuite se înălțau din curte și Drogo zăcea nemișcat, cu privirile ațintite în tavan, când în cameră intră locotenent colonelul Simeoni, comandantul fortăreței. "Cum te simți?" întrebă cu vioiciune. "Puțin mai bine? Dar ești destul de palid, știi?" "Știu," răspunse Drogo cu răceală. "Cei dinspre nord au mai înaintat?" "Au înaintat, nu glumă," spuse Simeoni. "Artileria se află deja pe buza depresiunii și acum încep să se instaleze. Iar tu să mă ierți că nu am venit mai devreme, dar dacă ai ști, s-a transformat totul într-un infern. După masă ne sosesc primele întăriri. Abia acum am găsit 5 minute libere." Drogo vorbi și se miră auzind cum îi tremură vocea. "Mâine sper să mă dau jos din pat. Aș putea să te ajut puțin." "A, nu, 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 nu te mai gândi la asta acum. Îngrijește-te să te faci bine și să nu cumva să crezi că te-am uitat. Dimpotrivă, am chiar o veste bună," îndrăzni Simeoni să spună. "Astăzi va veni o trăsură splendidă să te ia. Război, nerăzboi, prietenii înainte de orice." "O trăsură să mă ia? De ce să mă ia?" "Sigur că da, va veni să te ia. Doar nu-i fi vrând să stai veșnic aici, în cămăruța asta. În oraș ai să te poți trata mai bine, ai să vezi, într-o lună ai să te pui din nou pe picioare și nu-ți mai face griji în legătură cu ceea ce se petrece aici. Cea mai mare parte a pregătirilor s-a și făcut." O furie cumplită răscoli brusc inima lui Drogo. El, care renunțase la tot ce fusese mai bun în viață în așteptarea acestei înfruntări cu dușmanul, care, de mai mult de 30 de ani, se hrănise cu acea unică credință, era alungat tocmai acum, când în sfârșit începuse războiul? "Trebuia cel puțin să-mi cer părerea," răspunse cu o voce tremurând de furie. "Nu mă mișc de aici. Vreau să rămân pe loc. Sunt mai puțin bolnav decât crezi tu. Mâine mă dau jos din pat." "Nu te agita pentru Dumnezeu, așa nu o să facem nimic. Dacă te agiți, o să te simți și mai rău," replică Simeoni cu un surâs forțat de înțelegere. "Dar mi s-a părut că ar fi fost mult mai bine, chiar și Rovina spune." "Ce anume spune Rovina?" "Rovina ți-a spus să chem trăsura." "Nu, nu, n-am vorbit cu Rovina despre trăsură, dar el spune că ți-ar face bine să schimbi aerul." Drogo se gândea atunci să-i vorbească lui Simeoni ca unui prieten adevărat, să-și deschidă sufletul în fața lui, așa cum ar fi făcut cu Ortiz. La urma urmei, și Simeoni era un om. "Ascultă, Simeoni," începu el schimbând tonul, "tu știi că toți am rămas aici la fortăreață cu speranța. E greu să explici, dar tu știi foarte bine." Și într-adevăr nu izbutea să se facă înțeles. Cum are să faci un asemenea om să priceapă anumite lucruri? Dacă n-ar fi existat această posibilitate... "Nu înțeleg," spuse Simeoni cu vădită plictiseală. "Acum mai devine și patetic," se gândi. "Boala să-l fie ramolit în asemenea hal." "Dar nu se poate să nu înțelegi," insistă Giovanni. "Au trecut mai mult de 30 de ani de când stau aici și aștept. Și între timp am ratat destule ocazii. 30 de ani înseamnă ceva. Și totul pentru a-i aștepta pe acești dușmani. Nu pot să pretinzi acum. Nu pot să-mi pretinzi acum să plec. Nu-mi poți cere așa ceva. Am oarecare drept să rămân, mi se pare." "Bine, bine," replică Simeoni iritat. "Credeam că-ți fac un serviciu și tu îmi răspunzi în felul acesta. Într-adevăr, nu merită osteneala. Am trimis doi curieri speciali. Am întârziat marșul unei baterii anume pentru a lăsa să treacă trăsura." "Dar nu-ți reproșez nimic ție," făcu Drogo. "Dimpotrivă, îți sunt recunoscător. Tu ai făcut-o cu cele mai bune intenții, înțeleg?" "Oh, ce chin," se gândea, "să fii obligat să-ți reprimi sentimentele față de canalia asta. Și de altfel trăsura poate să rămână aici. Acum nici nu mă simt în stare să fac o asemenea călătorie," adăugă el imprudent.
Mai adineori spuneai că mâine ai să părăsești patul și acum spui că nici măcar nu poți să te urci în trăsură. Iartă-mă, dar nu știi nici tu singur bine ce vrei." Drogo încercă să o dreagă. "O, nu, e cu totul altceva. Una este să faci o asemenea călătorie și alta să urci până pe terasa zidului de apărare. Aș putea chiar să-mi aduc un taburet ca să stau jos dacă mă simt slăbit." Se gândise să spună un scaun, dar lucrul putea să pară ridicol. "De acolo pot să supraveghez serviciul, pot cel puțin să văd." "Rămâi, rămâi atunci," spuse Simeonica pentru a termina discuția. "Dar nu știu unde or să doarmă ofițerii care vor sosi, doar nu pot să-i culc pe coridoare și nici în pivniță. În camera asta ar fi putut foarte bine să încapă 3 paturi. Drogo îl privi încremenit. Până acolo ajunsese deci Simeoni. Voia să-l expedieze de acolo doar pentru a avea o cameră liberă, numai pentru asta? Deci nu de solicitudine și prietenie era vorba. Trebuia să o fi înțeles încă de la început, se gândi Drogo. Nici nu puteai să te aștepți la altceva de la o asemenea canalie. Și cum Drogo tăcea, Simeoni, încurajat, insistă. 3 paturi pot să încapă foarte bine aici. 2 de-a lungul peretelui și 1 în colțul acela. Vezi, Drogo, dacă mă asculți, preciză fără niciun fel de menajament, dacă mă asculți, în fond, îmi ușurez sarcina, în timp ce dacă rămâi aici, iartă-mă că ți-o spun, nu văd cum anume ai putea fi de folos în starea în care te afli. Bine, îl întrerupse Giovanni, am înțeles. Acum ajunge, te rog. A început să mă doară și capul. Scuză-mă, spuse celălalt, scuză-mă dacă insist, dar aș vrea să clarific pe loc chestiunea asta. Trăsura se află pe drum. Rovina este de acord cu plecarea. Aici rămâne liberă o cameră. Tu ai să te vindești mai repede și, în fond, chiar și eu, ținându-te aici bolnav, îmi iau pe cap o mare răspundere dacă se întâmplă vreo nenorocire. Mă obligi să-mi asum o mare răspundere, ți-o spun sincer. Ascultă, răspunse Drogo, dar își dădea seama cât de absurd era să mai lupte. Între timp, urmărea raza de soare care începuse să urce de-a lungul peretelui de lemn, alungindu-se pieziș. Iartă-mă că-ți spun nu, dar prefer să rămân aici. Tu n-ai să ai niciun neajuns, ți-o garantez. Dacă vrei, îți dau o declarație scrisă. Du-te, Simeoni, lasă-mă în pace, poate nu mai am mult timp de trăit. Lasă-mă să stau aici, sunt mai mult de 30 de ani de când dorm în camera asta. Celălalt tăcu un moment, își privi cu dispreț camaradul bolnav, avut un surâs răutăcios și apoi întrebă cu o voce mânioasă. Și dacă ți-aș cere-o în calitate de superior? Dacă ceea ce ți-am spus ar fi un ordin, ce ai mai putea să răspunzi? Și aici făcu o pauză, savurând impresia produsă. De data aceasta, dragă Drogo, nu dai deloc dovadă de obișnuitul tău spirit militar. Îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, dar la urma urmelor, tu te duci la adăpost, cine știe câți n-ar vrea să facă schimb cu tine. Admit chiar că lucrul acesta nu-ți face plăcere, dar nu poți avea absolut totul în viață, trebuie totuși să știi să te resemnezi, deci îți trimit ordonanța să-ți pregătească bagajele. Pe la 2 trăsura ar trebui să fie aici, ne vedem mai târziu. Spunându-i acesta, plecă în grabă, anume pentru a nu-i lăsa lui Drogo timp să găsească un nou argument. Închise ușa grăbit, se îndepărtă pe coridor cu pași sprinteni, ca omul satisfăcut de sine, care stăpânește perfect situația. În urma lui rămase o tăcere apăsătoare. Plici, făcut dincolo de zid apa din cisternă. Apoi în cameră nu se mai auzi decât respirația greoaie a lui Drogo, aducând întrucâtva cu un suspin. Afară soarele strălucea puternic, până și pietrele începeau să se încălzească. Zgomotul torentului lunecând printre pereții abrupt se auzea îndepărtat uniform, dușmanii se adunau sub ultima treaptă a depresiunii din fața fortăreței. Pe șoseaua ce străbătea podișul mai înaintau încă trupe și furgoane. Pe zidurile de apărare ale fortificației totul era pregătit, munițiile suficiente, soldații bine dispuși, armele verificate. Toate privirile erau ațintite spre nord, chiar dacă nu se vedea încă nimic din pricina munților din față. Numai de la Reduta Nouă se putea urmări bine absolut tot ce se întâmpla. La fel ca în zilele acelea îndepărtate, când veniseră străinii pentru delimitarea frontierelor, la fel ca atunci, toți erau cu sufletul la gură, lăsându-se năpădiți când de teamă, când de bucurie. Oricum, nimeni nu mai avea timp să-și amintească de Drogo, care acum se îmbrăca ajutat de Luca și se pregătea de plecare. 29. Ca trăsură era într-adevăr aspectoasă, ba putea să pară chiar exagerată pentru acel drum de țară. Se putea crede că aparține unui senior bogat, dacă pe uși nu s-ar fi văzut stema unui regiment. Pe capră erau 2 soldați, vizitiul și ordonanța lui Drogo. Nimeni în zăpăceala de la fortăreață, unde și începuseră să sosească primele eșaloane de întăriri, nu dădu prea multă atenție unui ofițer slab, cu fața scofălcită și gălbuie, care cobora încet scările, se îndrepta spre gangul de la intrare și ieșea afară unde l-aștepta trăsura.
Pe splanada inundată de soare se vedea în clipa aceea înaintând un lung șir de soldați, de cai și de măgari venind dinspre vale. Deși obosiți din pricina marșului forțat, pe măsură ce se apropiau de fortăreață, soldații grăbeau pasul, iar trompeții aflați în frunte fură văzuți cum scoteau husele de pânză cenușie de pe instrumente, ca și cum s-ar fi pregătit să cânte. Între timp, câțiva ofițeri ieșiră să-l salute pe Drogo, dar numai foarte puțini și nu mai făceau la fel ca altădată. Toți știau, sau cel puțin așa făcea impresia, că Drogo pleacă pentru totdeauna și că de acum încolo el nu mai însemna nimic în ierarhia fortăreței. Locotenentul Moro și încă vreo câțiva veniră să-i ureze drum bun. Fu totuși un salut de rămas bun foarte scurt, rostit cu acea afecțiune vagă pe care o au de obicei tinerii față de vechile generații. Cineva îi spuse lui Drogo că domnul comandant Simeoni îl roagă să mai aștepte puțin. În clipa aceea era extrem de ocupat. Domnul maior să fie atât de bun să mai aibă răbdare câteva minute, căci domnul comandant are să vină negreșit. Dar de îndată ce se urcă în trăsură, Drogo dădu ordin de plecare. Ceruse să fie coborât coșul trăsurii pentru a putea să respire mai bine. Își înfășurase picioarele în două sau trei pături de culoare închisă, ce făceau să iasă și mai puternic în evidență strălucirea săbiei. Hurducându-se pe pietre, trăsura se îndepărtă pe esplanada prunduasă, drumul lui Drogo îndepărtându-se astfel spre ultima țintă. Stând răsucit într-o parte pe bancheta trăsurii, capul bălăbănindu-i se la fiecare hurducătură a roților, Drogo privea țintă la zidurile galbene ale fortăreței, care se făceau din ce în ce mai scunde. Acolo, în ținutul acela, își irosise întreaga sa existență izolată de lume, se chinuise mai mult de 30 de ani în așteptarea dușmanului și acum, când străinii năvăleau în sfârșit, acum era pur și simplu alungat de acolo. Asta în timp ce camarazii lui, acei care duseseră o viață ușoară și plăcută jos în oraș, iată-i urcând acum prin trecătoare cu surâsuri trufașe, disprețuitoare, pentru a se acoperi de glorie. Ochii lui Drogo fixau, ca niciodată până atunci, zidurile gălbui ale fortăreței, contururile geometrice ale forturilor și pulberăriilor. Lacrimi amare îi lunecau încet pe pielea zbârcită, totul se sfârșea îngrozitor de trist și nu-i mai rămânea într-adevăr nimic. Nimic, absolut nimic nu-i mai rămânea lui Drogo. Era singur pe lume, bolnav și fusese alungat întocmai ca un lepros. Blestemații, blestemații, își spunea. Dar de fapt era mai bine să se resemneze, să nu se mai gândească la nimic. Altfel, o insuportabilă furie îi clocotea în piept, sufocându-l. Soarele începuse să coboare încet spre apus, deși mai avea încă o cale lungă de străbătut. Cei doi soldați de pe capră sporovoiau liniștiți, fără să le pese că rămân pe loc sau pleacă. Luau viața așa cum se nimerea și nu-și frământau mintea cu gânduri absurde. Trăsura excelent construită, făcută parcă anume pentru a transporta un bolnav, se unduia la fiecare denivelare a terenului ca o balanță delicată, iar fortăreața, în ansamblul panoramei, devenea din ce în ce mai mică și mai teșită, deși zidurile sale străluceau nespus de straniu în acea după amiază de primăvară. Poate că e ultima oară când o mai văd, se gândi Drogo când trăsura ajunse la marginea esplanadei, acolo unde drumul începea să se afunde în trecătoare. Adio, fortăreață, aș spuse. Dar cum se simțea parcă puțin năucit, Drogo nu a avut nici măcar curajul să ceară să fie opriți caii, pentru a mai arunca o ultimă privire spre vechea cetățuie care abia acum, după secole, avea să-și înceapă adevărata viață. O clipă încă, în ochii lui Drogo mai dăinui imaginea zidurilor îngălbenite, a bastioanelor întortocheate, a misterioaselor redute, a stâncilor laterale, negre acum din pricina dezghețului. Și se păru, dar fu o frântură infinitesimală de timp, că zidurile s-ar fi alungit pe neașteptate spre cer, strălucind de lumină, apoi orice perspectivă fu retezată cu brutalitate de stâncile acoperite de vegetație, printre care se afunda drumul. Pe la 5, ajunse la un mic han, acolo unde drumul șerpuia pe un versant al defileului. În înalt, ca un miraj, se avântau haotice creste acoperite de iarbă și pământ roșu, munți pustii unde poate nu pusese niciodată piciorul vreo ființă omenească. Jos în vale se învâltorea torentul. Trăsura se opri în piațeta mică din fața hanului chiar în timp ce trecea un batalion de pușcași. Drogo văzu chipuri tinere, roșii, de transpirație și de oboseală, ochi care îl fixau cu mirare. Numai ofițerii îl salutară. Auzi pe careva dintre cei care se îndepărtase răspunând, călătorește comod bătrânelul. Nu urmă însă niciun hohot de râs. În vreme ce ei se duceau să lupte, el, ca un laș, cobora la șes. Ce ofițer ridicol, își spuneau probabil acei soldați. Numai dacă nu cumva îi citiseră pe față că și el se ducea să moară. Nu-i zbutea să scape de acea vagă stare de uluire,
asemănătoare cu o ceață, datorită poate legănatului trăsurii, poate bolii sau poate pur și simplu durerii de a vedea cât de trist îi se sfârșește viața. Nu-i mai păsa acum de nimic, absolut de nimic. Ideea de a se reîntoarce în orașul său, de a se învârti cu pași târșiți prin vechea casă pustie sau de a zăcea într-un pat vreme de nesfârșite luni de plictiseală și singurătate îl înspăimânta. Nu avea nicio grabă să ajungă, hotărâ să petreacă noaptea la Han. Așteptă să se scurgă întregul batalion și praful ridicat de soldați să se așeze din nou pe urmele pașilor lor, ca uruitul furgoanelor să fie acoperit de glasul torentului. Apoi coborâ încetișor din trăsură, sprijinindu-se de umărul lui Luca. În prag ședea o femeie care împletea absorbită un ciorap, iar la picioarele ei, într-un leagăn rustic, dormea un copil. Drogo privi uluit la acel somn uimitor, atât de diferit de cel al oamenilor mari, atât de delicat și adânc. În ființa aceea nu se înfiripaseră încă vise tulburi. Sufletul acela micuț plutea nepăsător, fără dorințe sau remușcări, într-un văzduh pur și nespus de liniștit. Drogo se opri în loc, contemplând îndelung copilul adormit și o tristețe sfâșietoare îi pătrunse în suflet. Încercă să se închipuie pe el însuși cufundat în somn, un alt Drogo, copil, pe care el nu-l putuse nici când cunoaște. Apoi își alcătui un tablou sinoptic al propriului său trup amorțit în chip animalic, înfiorat de temeri obscure, cu respirație greoaie, gura întredeschisă și căzută. Cu toate acestea, și el dormise cândva a idoma acelui prunc, și el fusese cândva grațios și inocent, și poate un bătrân ofițer bolnav se oprise să-l privească cu o uimire plină de amărăciune. Sărmane Drogo, își zise și își dădea seama câtă slăbiciune vădea, dar la urma urmei era atât de singur pe lume și, în afară de el însuși, nimeni altcineva nu-l mai iubea. 30. Se trezi stând într-un fotoliu mare, într-o cameră de dormit. Și era o seară minunată, iar prin fereastră pătrundea o adiere înmiresmată. Drogo privea absent cerul care devenea tot mai albastru, umbrele vineții ale defileului, crestele scăldate încă în soare. Fortăreața era departe acum, nu se mai zăreau nici măcar munții care o înconjurau. Și chiar pentru oamenii nu foarte norocoși, seara aceea trebuia să fie cu adevărat fericită. Giovanni se duse cu gândul la orașul învăluit în amurg, la dulcile neliniști proprii acelui anotimp, la perechile tinere care se plimbau pe bulevarde de-a lungul râului, la ferestrele luminate de unde se auzeau acordurile pianelor, la fluieratul unui tren îndepărtat. Își imagină apoi focurile aprinse de tabăra dușmană în mijlocul podișului dinspre nord, felinarele fortăreței care se legănau în vânt, noaptea de veghe atât de minunată dinaintea bătăliei. Toți, într-un fel sau altul, aveau un motiv, fie chiar neînsemnat, să spere, toți în afară de el. De jos, din cârciuma hanului, se auzi cântând un om, apoi doi, într-un glas, un fel de cântec popular de dragoste. În înaltul cerului, acolo unde albastrul bolții devenea mai adânc, sclipiră 3 sau 4 stele. Drogo era singur în cameră, ordonanța coboruse să bea ceva, prin unghiere și pe submobile se îngrămădeau umbre neliniștitoare. O clipă Giovanni păru că nu mai poate să reziste. La urma urmei nu-l vedea nimeni, absolut nimeni pe lume n-avea să știe. O clipă maiorul Drogo simți că durerea împovărătoare a sufletului său e gata să-i rumpă în lacrimi. Și în clipa aceea, din unghierele cele mai tăinuite ale ființei sale, izbucni limpede și cutremurător un nou gând. Moartea. I se păru că fuga nestăvilită a timpului s-ar fi oprit în loc, ca și cum vraja s-ar fi destrămat. Învolburarea devenise în ultima vreme și mai intensă. Apoi, pe neașteptate, n-a mai fost nimic. Lumea încremenise într-o apatie orizontală, iar limbile orologiilor alergau în zadar. Drumul lui Drogo se sfârșise. Iată-l acum pe țărmul singuratic al unei mări cenușii și uniforme, iar în jurul său nu se vedea nimic, nici măcar o casă, nici un arbore, nici un om, totul era aidoma din vremuri imemoriale. Dinspre îndepărtatele hotare simțea înaintând spre el o umbră tot mai mare și concentrică, poate nu mai era decât o chestiune de ore, poate de săptămâni sau de luni. Dar însăși lunile și săptămânile nu reprezintă mai nimic atunci când ne despart de moarte. Viața deci se încheiase într-un fel de farsă, pentru că totul fusese pierdut, din pricina unui pariu hazardat. Afară cerul deveni de un albastru intens, spre apus mai zăbovea totuși o dâră de lumină plutind peste culmile vineții ale munților. În cameră pătrunsese întunericul și nu se mai distingeau decât contururile amenințătoare ale mobilelor, albul patului, spada strălucitoare. Drogo își dădea seama că n-avea să se mai clintească de acolo.
Astfel, învăluit în umbre, în vreme ce din încăperea de jos se auzeau acele cântece duioase, acompaniate de acordurile unei chitare, Giovanni Drogo simți înfiripându-i se în suflet o ultimă speranță. El, care era singur pe lume și bolnav, alungat de la fortăreață ca un balast supărător, el, care rămăsese în urma tuturor, el, cel timid și slab, îndrăzni să-și imagineze că încă nu se sfârșise totul. Poate că, într-adevăr, venise și pentru el ceasul cel mare, acea ocazie unică, bătălia finală, care putea să însemne răsplata întregii vieți. Într-adevăr, ultimul dușman înainta acum spre Giovanni Drogo. Nu oameni asemeni lui, chinuiți ca și el de ambiții și dureri, alcătuiți din carne pe care o puteai răni, ci o ființă atotputernică și crudă. Nu trebuia să lupte pe zidurile redutelor, în mijlocul bubuiturilor și al strigătelor înflăcărate, sub un cer albastru de primăvară, nu alături de prieteni, a căror prezență îți îmbărbătează sufletul, nu în mirosul înțepător al pulberii și al împușcăturilor, nici cu făgăduința gloriei. Totul avea să se petreacă în odaia unui han necunoscut, la lumina unei lumânări, în cea mai deplină singurătate. Nu era o bătălie din care să se întoarcă încununat cu lauri într-o dimineață însorită, întâmpinat de surâsul femeilor tinere. Nu era nimeni care să-l vadă, nimeni care să-i spună bravo. Oh, e o bătălie mult mai aspră decât cea la care visase cândva. Chiar și războinicii cei mai încercați n-ar dori să o înfrunte. E drept, poate fi minunat să mori sub cerul liber, în focul luptei, cu trupul încă tânăr și viguros, în glasuri triumfale de trompetă. Mai trist e desigur să mor din pricina unei răni, după chinuri îndelungi, într-un salon de spital. Și mai dureros încă e să sfârșești în patul tău, înconjurat de bocete duioase, lumini palide și flacoane de medicamente. Dar nimic nu este mai greu decât să mori într-un ținut străin și necunoscut, într-un pat oarecare de han, bătrân și urâțit, fără să lași pe nimeni în urma ta pe lume. Curaj, Drogo! Asta e ultima carte! Ieși în întâmpinarea morții ca un adevărat soldat, așa fel încât existența ta ratată cel puțin să sfârșească bine. Răzbună-te în sfârșit pe soartă. Nimeni nu-ți va cânta osanale. Nimeni nu te va socoti erou sau ceva asemănător, dar tocmai din pricina asta merită osteneala să o faci. Pășește cu pas hotărât în împărăția întunericului, elegant ca la o paradă, și zâmbește chiar dacă izbutești. La urma urmei, conștiința nu ți este prea împovărată și Dumnezeu va ști să te ierte. Așa își spunea Giovanni în sinea sa, ca pe o rugăciune, simțind cum se strânge tot mai mult în jurul său cercul cel de pe urmă al vieții. Și din șipotul amar al celor petrecute în trecut, din dorințele spulberate, din durerile îndurate, izvora acum o forță lăuntrică, la care niciodată n-ar fi îndrăznit să năzuiască. Cu o bucurie de nespus, Giovanni Drogo își dădu seama pe neașteptate că e absolut liniștit, aproape nerăbdător să ia de la capăt greaua încercare. Ah, nu se poate cere totul de la viață? Așa deci Simeoni. Numai că de data asta, Drogo o să-ți facă o mică demonstrație. Curaj, Drogo! Și Giovanni încercă să se stăpânească, să se țină tare, să ia în glumă gândul acela cutremurător. Își adună tot curajul, într-un efort disperat, ca și cum ar fi pornit la un asalt de unul singur împotriva unei armate întregi. Și deodată vechile temeri se risipiră, obsesiile îl părăsiră, moartea își pierdu chipul înspăimântător, preschimbându-se în ceva simplu și firesc, supunându-se legilor firii. Biet om, ros de boală și de ani, maiorul Giovanni Drogo păși curajos spre imensul portal negru și își dădu seama că obloanele cădeau, deschizând drum larg luminii. Și toată acea trudă irosită pe zidurile fortăreței, acea îndelungă explorare a podișului dinspre nord, dorința de a face carieră, nesfârșiți ani de așteptare, îi se părură acum ceva meschin și fără noimă. Nu mai avea niciun motiv să-l invidieze pe Angustina. Da, desigur, Angustina morise pe creasta unui munte, în plină furtună, murise într-un fel demn de el, într-adevăr cu eleganță. Dar mult mai temerar era să încerci să sfârșești ca un viteaz în condițiile în care se afla Drogo, mâncat de boală, exilat printre oameni necunoscuți. Îl supăra doar faptul că trebuie să se ducă pe lumea cealaltă cu trupul acela mizerabil, cu oasele ieșindu-i în afară, cu pielea gălbejită și flască.
Angustina a murit neschimbat, se gândea Giovanni. Imaginea lui, în ciuda anilor care trecuseră, rămăsese aceea a unui tânăr înalt și delicat, cu un chip distins, care plăcea atât de mult femeilor. Acesta e privilegiul său. Dar cine poate ști oare dacă și el, Drogo, după ce va fi pășit pragul cel negru, nu va putea ajunge iar cel de odinioară, nu frumos, pentru că frumos nu fusese niciodată, dar strălucind de acea prospețime pe care ți-o dă tinerețea. Ce bucurie, își spunea Drogo la gândul acesta ca un copil, simțindu-se în mod straniu, liber și fericit. Dar deodată, un alt gând îi veni în minte. Și dacă totul nu e decât o amăgire, dacă tot curajul său nu e decât un fel de beție, dacă totul nu se datorează decât acelui minunat apus, aerului înmiresmat, dispariției durerii fizice, cântecelor care răzbăteau de la catul de jos. Și peste câteva minute, peste o oră poate, va trebui să redevină iar Drogo cel de mai înainte, slab și înfrânt. Nu, n-are rost să te mai gândești acum la toate astea, Drogo, să te mai frămânți atât. Ce era mai important a fost împlinit. Chiar dacă te vor chinui din nou durerile, chiar dacă nu vei mai auzi cântecele mângâietoare, iar din această splendidă noapte s-ar înălța neguri fetide, sfârșitul va veni oricum. În odaia năpădită de întuneric, numai cu mare greutate se mai putea distinge albul patului. Restul e cufundat în beznă. Peste puțin ar trebui să răsară luna. Oare Drogo va mai apuca să o vadă sau se va săvârși înainte? Ușa camerei tresare cu un scârțit ușor. Poate e o pală de vânt, un simplu vârtej de aer din aceste nopți neliniștite de primăvară. Sau poate e chiar ea, care a intrat cu pas tăcut și acum tocmai se apropie de fotoliul lui Drogo. Făcându-și curaj, Giovanni își îndreaptă puțin bustul, își aranjează cu mâna gulerul uniformei, mai aruncă o privire dincolo de fereastră, o privire fugară spre ultimele stele din dreptul său. Apoi, în întuneric, deși nimeni nu-l vede, zâmbește. Ați ascultat Deșertul tătarilor de Dino Buzzati. A citit Maria Enache, mai 1987. 30. Se trezi stând într-un fotoliu mare într-o cameră de dormit. Și era o seară minunată, iar prin fereastră pătrundea o adiere înmiresmată. Drogo privea absent cerul care devenea tot mai albastru, umbrele Vineției ale defileului, crestele scăldate încă în soare. Fortăreața era departe acum, nu se mai zăreau nici măcar munții care o înconjurau. Și chiar pentru oamenii nu foarte norocoși, seara aceea trebuia să fie cu adevărat fericită. Giovanni se duse cu gândul la orașul învăluit în amurg, la dulcile neliniști proprii acelui anotimp, la perechile tinere care se plimbau pe bulevarde de-a lungul râului, la ferestrele luminate de unde se auzeau acordurile pianelor, la fluieratul unui tren îndepărtat. Își imagina apoi focurile aprinse de tabăra dușmană în mijlocul podișului dinspre nord, felinarele fortăreței care se legănau în vânt, noaptea de veghe atât de minunată dinaintea bătăliei. Toți, într-un fel sau altul, aveau un motiv, fie chiar neînsemnat, să spere. Toți, în afară de el. De jos, din cârciuma hanului, se auzi cântând un om, apoi doi, într-un glas, un fel de cântec popular de dragoste. În înaltul cerului, acolo unde albastrul bolții devenea mai adânc, sclipiră 3 sau 4 stele. Drogo era singur în cameră, ordonanța coboruse să bea ceva, prin unghiere și pe submobile se îngrămădeau umbre neliniștitoare. O clipă Giovanni păru că nu mai poate să reziste. La urma urmei nu-l vedea nimeni, absolut nimeni pe lume n-avea să știe. O clipă, maiorul Drogo simți că durerea împovărătoare a sufletului său e gata să-i rumpă în lacrimi. Și în clipa aceea, din ungherele cele mai tăinuite ale ființei sale, izbucni limpede și cutremurător un nou gând. Moartea. I se păru că fuga nestăvilită a timpului s-ar fi oprit în loc, ca și cum vraja s-ar fi destrămat. Învolburarea devenise în ultima vreme și mai intensă. Apoi, pe neașteptate, n-a mai fost nimic. Lumea încremenise într-o apatie orizontală, iar limbile orologiilor alergau în zadar. Drumul lui Drogo se sfârșise. Iată-l acum pe țărmul singuratic al unei mări cenușii și uniforme, iar în jurul său nu se vedea nimic, nici măcar o casă, nici un arbore, nici un om, totul era aidoma din vremuri imemoriale.
Dinspre îndepărtatele hotare simțea înaintând spre el o umbră tot mai mare și concentrică, poate nu mai era decât o chestiune de ore, poate de săptămâni sau de luni. Dar însăși lunile și săptămânile nu reprezintă mai nimic atunci când ne despart de moarte. Viața deci se încheiase într-un fel de farsă, pentru că totul fusese pierdut, din pricina unui pariu hazardat. Afară cerul deveni de un albastru intens, spre apus mai zăbovea totuși o dâră de lumină plutind peste culmile vineții ale munților. În cameră pătrunsese întunericul și nu se mai distingeau decât contururile amenințătoare ale mobilelor, albul patului, spada strălucitoare. Drogo își dădea seama că n-avea să se mai clintească de acolo. Astfel, învăluit în umbre, în vreme ce din încăperea de jos se auzeau acele cântece duioase, acompaniate de acordurile unei ghitare, Giovanni Drogo simți înfiripându-i se în suflet o ultimă speranță. El, care era singur pe lume și bolnav, alungat de la fortăreață ca un balast supărător, el, care rămăsese în urma tuturor, el, cel timid și slab, îndrăzni să-și imagineze că încă nu se sfârșise totul. Poate că, într-adevăr, venise și pentru el ceasul cel mare, acea ocazie unică, bătălia finală, care putea să însemne răsplata întregii vieți. Într-adevăr, ultimul dușman înainta acum spre Giovanni Drogo. Nu oameni asemeni lui, chinuiți ca și el de ambiții și dureri, alcătuiți din carne pe care o puteai răni, ci o ființă atotputernică și crudă. Nu trebuia să lupte pe zidurile redutelor, în mijlocul bubuiturilor și al strigătelor înflăcărate, sub un cer albastru de primăvară, nu alături de prieteni, a căror prezență îți îmbărbătează sufletul, nu în mirosul înțepător al pulberii și al împușcăturilor, nici cu făgăduința gloriei. Totul avea să se petreacă în odaia unui han necunoscut, la lumina unei lumânări, în cea mai deplină singurătate. Nu era o bătălie din care să se întoarcă încununat cu lauri într-o dimineață însorită, întâmpinat de surâsul femeilor tinere. Nu era nimeni care să-l vadă, nimeni care să-i spună bravo. Oh, e o bătălie mult mai aspră decât cea la care visase cândva. Chiar și războinicii cei mai încercați n-ar dori să o înfrunte. E drept, poate fi minunat să mori sub cerul liber, în focul luptei, cu trupul încă tânăr și viguros, în glasuri triumfale de trompetă. Mai trist e desigur să mor din pricina unei răni, după chinuri îndelungi, într-un salon de spital. Și mai dureros încă e să sfârșești în patul tău înconjurat de bocete duioase, lumini palide și flacoane de medicamente. Dar nimic nu este mai greu decât să mori într-un ținut străin și necunoscut, într-un pat oarecare de han, bătrân și urâțit, fără să lași pe nimeni în urma ta pe lume. Curaj, Drogo! Asta e ultima carte! Ieși în întâmpinarea morții ca un adevărat soldat, așa fel încât existența ta ratată cel puțin să sfârșească bine. Răzbună-te în sfârșit pe soartă. Nimeni nu-ți va cânta osanale. Nimeni nu te va socoti erou sau ceva asemănător, dar tocmai din pricina asta merită osteneala să o faci. Pășește cu pas hotărât în împărăția întunericului, elegant ca la o paradă, și zâmbește chiar dacă izbutești. La urma urmei, conștiința nu-ți este prea împovărată și Dumnezeu va ști să te ierte. Așa își spunea Giovanni în sinea sa, ca pe o rugăciune, simțind cum se strânge tot mai mult în jurul său cercul cel de pe urmă al vieții. Și din șipotul amar al celor petrecute în trecut, din dorințele spulberate, din durerile îndurate, izvora acum o forță lăuntrică, la care niciodată n-ar fi îndrăznit să năzuiască. Cu o bucurie de nespus, Giovanni Drogo își dădu seama pe neașteptate că e absolut liniștit, aproape nerăbdător să ia de la capăt greaua încercare. Ah, nu se poate cere totul de la viață? Așa deci Simeoni. Numai că de data asta, Drogo o să-ți facă o mică demonstrație. Curaj, Drogo! Și Giovanni încercă să se stăpânească, să se țină tare, să ia în glumă gândul acela cutremurător. Își adună tot curajul, într-un efort disperat, ca și cum ar fi pornit la un asalt de unul singur împotriva unei armate întregi. Și deodată vechile temeri se risipiră, obsesiile îl părăsiră, moartea își pierdu chipul înspăimântător, preschimbându-se în ceva simplu și firesc, supunându-se legilor firii. Biet om, ros de boală și de ani, maiorul Giovanni Drogo păși curajos spre imensul portal negru și își dădu seama că obloanele cădeau, deschizând drum larg luminii. Și toată acea trudă irosită pe zidurile fortăreței, acea îndelungă explorare a podișului dinspre nord,
dorința de a face carieră, nesfârșiții ani de așteptare, îi se părură acum ceva meschin și fără noimă. Nu mai avea niciun motiv să-l invidieze pe Angustina. Da, desigur, Angustina morise pe creasta unui munte, în plină furtună, murise într-un fel demn de el, într-adevăr cu eleganță. Dar mult mai temerar era să încerci să sfârșești ca un viteaz în condițiile în care se afla Drogo, mâncat de boală, exilat printre oameni necunoscuți. Îl supăra doar faptul că trebuie să se ducă pe lumea cealaltă cu trupul acela mizerabil, cu oasele ieșindu-i în afară, cu pielea gălbejită și flască. Angustina a murit neschimbat, se gândea Giovanni. Imaginea lui, în ciuda anilor care trecuseră, rămăsese aceea a unui tânăr înalt și delicat, cu un chip distins, care plăcea atât de mult femeilor. Acesta e privilegiul său. Dar cine poate ști oare dacă și el, Drogo, după ce va fi pășit pragul cel negru, nu va putea ajunge iar cel de odinioară, nu frumos, pentru că frumos nu fusese niciodată, dar strălucind de acea prospețime pe care ți-o dă tinerețea. Ce bucurie, își spunea Drogo la gândul acesta, ca un copil, simțindu-se în mod straniu, liber și fericit. Dar deodată, un alt gând îi veni în minte. Și dacă totul nu e decât o amăgire, dacă tot curajul său nu e decât un fel de beție, dacă totul nu se datorează decât acelui minunat apus, aerului înmiresmat, dispariției durerii fizice, cântecelor care răzbăteau de la catul de jos. Și peste câteva minute, peste o oră poate, va trebui să redevină iar Drogo cel de mai înainte, slab și înfrânt. Nu, n-are rost să te mai gândești acum la toate astea, Drogo, să te mai frămânți atât. Ce era mai important a fost împlinit. Chiar dacă te vor chinui din nou durerile, chiar dacă nu vei mai auzi cântecele mângâietoare, iar din această splendidă noapte s-ar înălța neguri fetide, sfârșitul va veni oricum. În odaia năpădită de întuneric, numai cu mare greutate se mai putea distinge albul patului. Restul e cufundat în beznă. Peste puțin ar trebui să răsară luna. Oare Drogo va mai apuca să o vadă sau se va săvârși înainte? Ușa camerei tresare cu un scârțit ușor. Poate e o pală de vânt, un simplu vârtej de aer din aceste nopți neliniștite de primăvară. Sau poate e chiar ea, care a intrat cu pas tăcut și acum tocmai se apropie de fotoliul lui Drogo. Făcându-și curaj, Giovanni își îndreaptă puțin bustul, își aranjează cu mâna gulerul uniformei, mai aruncă o privire dincolo de fereastră, o privire fugară spre ultimele stele din dreptul său. Apoi, în întuneric, deși nimeni nu-l vede, zâmbește. Ați ascultat Deșertul tătarilor de Dino Buzzati. A citit Maria Enache, mai 1987.